Bursa Generală a Locurilor de Muncă va avea loc în data de 12 mai 2023, începând cu ora 10, în sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acțiunea este organizată de AJFM Mehedinți, iar scopul ei este acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată găsi un loc de muncă corespunzător pregătirilor profesionale. Pentru bună organizare și desfășurarea acestui târg de locuri de muncă, încă de la începutul lunii aprilie 2023, noi am început acțiunea de contactare a agenților economici. Am încercat să contactăm cât mai mulți dintre aceștia, mai exact din cei peste 155 de firme contactate, 96 dintre acestea ne-au comunicat că vor veni la acest târg de locuri de muncă și ne-au trimis ofertele de locuri de muncă vacante. Numărul total al ofertelor de locuri, al locurilor de muncă vacante ce vor fi oferite în cadrul acestei burse este foarte mare, mai exact vorbim de 634 de locuri de muncă vacante, dintre acestea 33 sunt pentru persoanele cu studii superioare, iar 601 sunt pentru persoanele cu studii medii, atât pentru muncitori calificați cât și necalificați. Domeniile de activitate sunt foarte diverse, vorbim de industria prelucrătoare, industria ușoară, comerț, hoteluri și restaurante, alimentație publică, transporturi, construcții și o paletă foarte diversă de activități de prestări servicii. Astfel, pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să participe la Bursa Locurilor de Muncă pentru a se întâlni cu angajatorii prezenți. Informații suplimentare privind modul de organizare și desfășurarea Bursei Locurilor de Muncă pot fi obținute de la sediul AJFM Mehedinți din Drobeta Turnu Severin.